Ele noi care au fost expuse. Simbolul creștinismului. Bună ziua! Vă rog să poftiți. Mulțumim, haideți copii! Bună ziua! Bună ziua! Au fost niște brezne de meșteșugurari și în Săplac, în Bierla, cum zice Buneștiu. Primul inițiator a fost Pop Gheorghe, care a venit aici în Hăjdate în 1736. Săptămâna aceasta a fost benefică pentru toți elevii, în special pentru elevii clasei a 8-a, care au organizat mai multe activități. Luni am avut activități sportive, am fost și la școală și în parc cu ei. Au socializat, au făcut anumite jocuri. Apoi, marți, am făcut curățenie în clasă, am făcut igienizare și s-au jucat diferite jocuri. Miercuri am avut un concurs foarte interesant la primăria Cluj-Napoca, organizat de British Council și Little Association People. A fost întrebări de cultură generală, tot cu concursul s-a desfășurat în limba engleză și gimnaziul de la Naipătescu a luat locul 2. Premierea va fi în data de 26 aprilie, la care va participa ambasadorul Britaniei, domnul primar și alte personalități. Apoi am avut vizionare de film la Naipătescu. Astăzi am venit la domnul profesor Pop Mircea, care este și profesorul clasei a 8-a D, să vizităm Muzeul de Xilogravură și să avem mai multe informații. Care activitate i-a impresionat cel mai tare pe elevi? Cred că cea cu British Council, cu concursul Quizzes, a fost mai incitantă și au luat contact cu școlile din Cluj-Napoca, Lucian Blaga, Gheorghe Șinca. A fost o competiție foarte strânsă, dar toate activitățile, în general, în felul lor, au fost plăcute.